Două cutremure în 2 săptămâni, pământul are treabă în Vrancea. Un seism de 4,7 s-a simțit aseară și în capitală. Specialiștii spun că nu este o replică, ci un șoc dublu. Cele două cutremure sunt legate între timp. Locuitorii din Izvoarele caută cu disperare o explicație pentru fenomenele din zona lor. Până acum n-au primit nicio variantă care să-i mulțumească. Ora 10:30 seara, un cutremur cu magnitudinea de 4,7 grade pe Richter se formează în Vrancea. Undele de șoc ajung în tot sud-estul României, iar seismul se simte inclusiv în București. Tinerii care petreceau aseară în centrul istoric al capitalei n-au bănuit nimic. Nu l-am simțit. Nu cred că l-a simțit nimeni de pe lipscat, sincer. Cum să simțim aici? Nu, nimic. Un cutremur mai mare ar fi pus însă la pământ clădirile vechi și așa extrem de firave. Construcțiile cu bulină roșie sunt răspândite în tot orașul. Drept dovadă, locuitorii unui bloc din capital au tras aseară o sperietură soră cu moartea. Cu o oră înaintea seismului, o bucată de 1 metru din fațada unui balcon s-a prăbușit peste 2 autoturisme parcate în față. Nimeni nu ia măsuri, chiar dacă vorbim despre 2 cutremure puternice într-o singură lună. Primul, cu magnitudinea de 5,5 grade pe Richter, a zdruncinat sud-estul României pe 6 octombrie. Ne face să credem că e vorba de un așa numit șoc dublu, ne numim noi. Deci când apar două cutremure ceva mai apropiate ca magnitudine și la un interval nu prea mare de timp. Pentru locuitorii din Izvoarele, cutremurele au devenit o obișnuință. Oamenii sunt însă convinși că fenomenul nu vine nici din pământ, nici de la Dumnezeu. De vină ar fi exploatările petroliere din zonă, așa că astăzi au mers la sediul companiei să ceară socoteală. Spune că bubuiturile astea apar din cauza că idealul are 20 de metri înălțime și acolo face rezonanță mai mare. Lucru care e ceva. Ați plecat mulțumit? Da, cum am venit, așa am plecat. Am venit mai încrezător și plec mai necrezător. Autoritățile sunt însă convinse că forajele n-au nicio legătură cu seismele. Nu ei sunt cauza, nu au scăpări, nu au infiltrații, nu explodează sondele, nu bagă dinamită în sonde și le aruncă în aer. Și totuși cutremurele continuă, iar zgomotele și-au modificat tonalitatea. Oamenii din Izvoarele nu și-au găsit încă liniștea.